Luna trecută, reprezentanții protecției consumatorilor au efectuat două acțiuni cu tematici proprii de control. Prima acțiune a vizat modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la prestarea serviciilor de estetică și igienă personală. Comisarii au controlat 10 agenți economice, iar la mai mult de jumătate dintre aceștia au constatat nereguli. Deficiențele constatate au privit neindicarea prețurilor și tarifelor în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit, și neafișarea la loc vizibil a codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului, din care se rezultă obiectul de activitate pe care îl desfășoară. S-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei. În aceeași perioadă au fost controlați și agenții economici care comercializează confecții textile și articole pentru sporturi de iarnă. Au fost controlați număr de 12 operatori economici, iar la 10 dintre aceștia s-au constatat deficiențe de la legislația din domeniul protecției consumatorilor. Abaterile constatate se referă la neafișarea la loc vizibil a orarului de funcționare și a codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului, din care se rezultă obiectul de activitate pe care îl desfășoară, și neafișarea prețului în mod vizibil și într-o formă neechivocă, ușor de citit. Și în această situație, agenții economici prinși pe picior greșit au fost sancționați contravențional cu suma totală de 3.000 de lei.